Pe scara de incendiu, două persoane, un bărbat și o femeie, au ajuns pe acoperișul unei clădiri de trei etaje, de unde au amenințat cu sinuciderea din pricina faptului că au fost evacuați din centrul social de asistență unde locuiau, datorită sustragerii unor bunuri. Autoritățile au purtat îndelungi discuții pentru a-i determina pe cei doi să renunțe la ideea de sinucidere. Haide și spui la oameni care e problema ta. Hai că eu ceea ce declar îți dau un scris. Hai. Cu privire la persoana în cauză s-a instrumentat dosarul penal numărul 2635 per 2012, iar prin ordonanță din 13.05.2013 a fost sancționat administrativ pentru furt. Ulterior acestui demers, prin dispoziția primarului municipiului Târgu Mureș, avem foarte mari probleme cu persoanele în cauză, pentru că ne creează probleme și de natură infracțională, nu mai vorbesc de natură contravențională. Amendați cu 600 de lei, cei doi ar fi putut să facă recurs privind hotărârea judecătorească, însă au hotărât să recurgă la gesturi extreme, crezând că în acest fel vor rezolva situația. Conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, persoanele care sustrag bunuri din inventarul centrului nu mai pot beneficia de asistența centrului social. Acum ei nu au fost de acord, puteau să protesteze în alt fel, să facă recurs la hotărârea judecătorească. Ei, din păcate, au ales calea asta. Am înțeles că au fost și la avocatul poporului, eu nu știu ce i-o sfătuim. Cu toate că bărbatului i s-a oferit un loc de muncă, acesta l-a refuzat. De foarte mulți ani stă la centru social, unde i se asigură cazare, nu permanent, dar perioadă foarte lungă a primit și masă. Acum, nu de mult timp, colegii de la centru social i-au găsit un loc de muncă la o firmă de construcții din Râșnov, unde avea pe lângă salar și casa și masa asigurată, dar din păcate a refuzat munca, nu i-a convenit să păzească utilaje. Mașini de poliție, salvare și pompieri au fost ținute câteva ore bune în fața clădirii. În cele din urmă, pentru a nu se ajunge la fapte de natură sinucigașă, poliția alături de Serviciul Public de Asistență Socială au întocmit un proces verbal prin care cei doi să fie primiți din nou în centru. Mai mult ce vrei să faci? Bărbatul și femeia au ajuns la concluzia că trebuie să renunțe la ideea de a se sinucide și în consecință au coborât de pe clădire. Aceștia au fost conduși la secția de poliție. Data de 1 august aduce cu ea majorarea tarifelor la salubritate pentru Târgu Mureșeni cu 10%. Decizia a fost luată de consilierii locali în cadrul ședinței ordinare de ieri la propunerea viceprimarului Peti Ondraș. Propune formularea în sensul se acordă majorarea tarifelor cu 10% pentru toate categoriile de tarife specifice serviciului de salubrizare pentru municipiul Târgu Mureș. Punct. La articolul 2, aplicarea noilor tarife se va începe cu data de 01.08.2013 până la darea în funcțiune a depozitului ecologic de la Sâmbaul. Motivul majorării tarifelor este faptul că deșeurile trebuie transportate la o stație de depozitare autorizată din afara municipiului Târgu Mureș, iar aceasta ar fi trebuit să fie introdusă încă din anul 2010. După terminarea examenului de bacalaureat, unii au răsuflat ușurați, alții au depus contestații, crezând că ar fi meritat o notă mai bună decât cea primită. Ceea ce în cazul unora s-a și întâmplat, astfel că în perioada 10-12 iulie s-au soluționat contestațiile depuse de elevi, iar rezultatele s-au depus astăzi pentru unii cu noroc, pentru alții cu note mai mici. Din totalul de 1184 de contestații depuse la Comisia Județeană, au fost admise un număr de 418 contestații, ceea ce înseamnă
că la aceste lucrări diferența de notă a fost mai mare de 50 de sutim față de nota inițială. Din cele 418 contestații, doar 247 au fost admise. Vreau să menționez că din aceste 418 contestații admise, la 247 de lucrări a avut loc mărire de notă, iar la 171 de lucrări a avut loc mișorare de notă. Astfel că în urma contestațiilor, la nivelul întregului județ, promovabilitatea a crescut cu 0,91% față de cea anterioară, astfel ajungând la procentajul de 55,61%. În urma contestațiilor, la nivelul întregului județ, procentul de promovabilitate a crescut la 55,61%, adică cu o creștere de 0,91%, adică practic sub un procent. Elevii absolvenți urmează să își aleagă facultățile pe care le vor urma. 13 milioane de euro pentru o lună de zile, aceasta este suma alocată reviziei tehnice a Azomureșului, ce va avea loc pe perioada 15 iulie-15 august. Activitatea de producție de pe platforma combinatului de îngrășăminte chimice va fi sistată complet în această perioadă pentru lucrări de reparații și modernizări la instalații. Este pentru al doilea an consecutiv când are loc această revizie tehnică generală. Practic, în perioada 15 iulie-15 august, toate secțiile, toate departamentele din Azomureș intră într-un proces de reparație și modernizări, conform unui grafic stabilit deja de câteva luni bune. Tot acum se vor face și inspecțiile finale ale reprezentanților companiilor ce participă la licitațiile pentru contractele de modernizare a secțiilor amoniac, ure și azotat, care vor reduce emisiile poluante. Pe lângă reparații, sunt cuprinse în program și modernizări. În special la secția de amoniac, unde va fi înlocuită la amoniac 3 coloana de sinteză, iar la secțiile amoniac 3 și 4 turbocompresoarele vor fi modernizate. Bugetul de 13 milioane de euro este stabilit pentru o revizie cu scop preventiv. Un buget mai mare decât anul trecut. Ideea este că încercăm să avem o întreținere preventivă pentru a evita pornirile și opririle neprogramate din timpul anului care va veni din punct de vedere al producției. Se va opri doar activitatea de producție a combinatului. În paralel, pe platforma Azomureș vor fi încă 700, aproximativ 700 de angajați ai companiilor terțe ce activează în această perioadă în Azomureș. Practic, activitate va exista, dar nu va exista activitate de producție. Utilizatorii produselor combinatului vor putea găsi în continuare îngrășăminte pentru agricultură la distribuitorii autorizați din țară care au stocuri din fiecare sortiment comercializat. 15 iulie este ultima zi de funcționare a piscinei Mircea Birău. Aceasta va fi închisă vizitatorilor pentru lucrări anuale de întreținere a piscinei, ce cuprind dezinfectare, reparații, curățare, precum și diferite lucrări de renovare. Piscina se va închide din data de 15 iulie și va fi închisă aproximativ până în 10-12 septembrie. Se vor executa lucrări obligatorii anuale de dezinfecție și întreținere a bazinelor. În această perioadă vom executa acele lucrări care sunt necesare pentru a repara și a întreține instalațiile noastre de termie, de ventilație și toate cele care sunt instalațiile de tratare, filtrare, apă. În sezonul ce se încheie acum, piscina a avut peste 100.000 de vizitatori. Vreau să mulțumesc celor mai mulți de 103.000 de cetățeni care ne-au vizitat în sezonul care închidem acum în data de 15 iulie. Piscina Mircea Birău se va redeschide aproximativ pe la mijlocul lunii septembrie. Mâine va avea loc concursul de șah dedicat tuturor iubitorilor acestui sport într-unul din molurile din oraș. Indiferent de vârstă, cu toții sunt așteptați la acest eveniment pentru a participa sau pur și simplu ca și spectatori. În 13 iulie avem a treia ediție de șah din Promenada Mall. Organizatorul este Promenada Mall. Și vor participa persoane indiferent de vârstă, toate categoriile de vârstă. Înscrierile pentru cele trei categorii de joc au început astăzi de la orele 12. Înscrierile vor avea loc în 13 iulie de la ora 12 și se poate înscrie oricine. Vom avea trei categorii, maestri, amatori și copii. Valoarea premiilor este de 2000 de lei. Mini-campionatul mondial al cluburilor din Cuveit a adus pentru City AS prima victorie. Vicecampioana Franței FC Erdre Atlantic a pierdut în fața Târgu Mureșenilor cu scorul de 4-7 prin golurile înscrise de Mimi Stoica, German și Lupu. Florin Ignat a fost eliminat de pe teren în minutul 39, primind cel de-al doilea cartonaș galben. În celălalt meci, Pinocchio Argentina i-a învins pe cei de la Al Muhara cu scorul de 2-1. Următoarea dispută a celor de la City AS va avea loc luni de la orele 17 împotriva celor de la Al Muhara, unde Târgu Mureșenii speră la o victorie pentru a se putea califica în semifinalele competiției. We'll be right back.
Weekendul ce vine este cel de-al doilea pe care Târgu Mureșul îl dedică poloului. După ce săptămâna trecută mureșencele de la Torpii Meșeși au adjudecat titlul de campioane naționale, și weekendul acesta bazinul olimpic din cadrul Complexului de Agrement și Sport Mureșul va găzdui două competiții organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Polo în colaborare cu Primăria Târgu Mureș. Campionatul național de polo senioare le va aduce în orașul nostru pe Orădencele de la Crișul și Bucureștencele de la Clubul Karma. În returul campionatului național de polo pe apă copii 2000-2001, zona nord vor participa echipele CSM Oradea, Viitorul Cluj, CSM Oradea 2, AMEFA Arad, Aqua Târgu Mureș și Torpii Meșe Târgu Mureș. Meciurile debutează vineri de la orele 9 și se încheie duminică 14 iulie.